Filip, salut! Mulțumesc mult că ai acceptat să vorbim puțin pentru dialogurile bibliotecii. Salut, Alex, Sasha, Sandu. Da, am multe porecle și nume. După cărțile tale, ne dăm seama noi cititorii că ai călătorit foarte mult. Cum de te-ai oprit anume în România, anume în București? Din motive practice, la un moment dat am vrut să scriu, să fiu mai atent, mai serios, să muncesc cum trebuie. Și aici problema era să găsesc un loc unde am liniște. București. Bucureștiul nu e un loc liniștit, dar am luat apartament cu... Încep să vorbesc cu accent moldovenesc. E vina ta. Am luat apartament aici cu 5.000 de dolari în 2000, anul 2000. Și asta a fost cam asta, să am un loc unde pot munci și acolo am scris prima mea carte, Insomnare dintr-un bordel turcesc. Mai târziu nu ți-a părut rău că ai decis să rămâi în București, nu? Deci n-am decis, adică nu era un plan făcut așa să rămân 20 de ani în București. Așa s-a întâmplat. Ea ca nu scriu cărți comerciale și a fost mai simplu să rămân aici, unde pot trăi modest. Când călătoreai, ce făceai cu cărțile? Ți mai cumpărai cărți sau nu ți mai cumpărai? Că te gândeai că sunt prea grele de cărat? Nu, n-am cărat cărți după mine. În fiecare loc unde am stat, am citit ceva mai legat cu locul. De exemplu, când eram în Sankt Petersburg, am citit pe Dostoevski și Tolstoi și autorii ruși. Când eram în India, am citit ce am găsit acolo. Da. Am văzut totuși că ai cărat o carte din Sankt Petersburg, una cu Ah, gătit, da, legată de bucătărie. asta, Кухня народов России, да. Nu te-ai abținut, ai cărat o No, carte. asta e un hobby și am un vocabular foarte bogat cu termeni de gătit și ingrediente. De unde îți vine pasiunea asta pentru gătit? Îmi place să mănânc. Îmi place să hrănesc pe prieteni. N-am televizor, trebuie să fac ceva seara. Filip, ai tradus de Mihail Sebastian pentru Penguin, o Da. carte care am înțeles că a avut mare succes în Anglia. Și state, da. Și știu că mi-ai tradus și Soldații lui Adrian Șchiop. Cum Da. îți alegi tu cărțile pe care le traduci? De 2000 de ani n-am tradus cu scop comercial. Era ceva, am vrut să traduc pentru mine, m-a impresionat atât de tare. Și am învățat mult despre trecutul. Spune și mult despre prezent. Și era vorba de perioada interbelică, care e o perioadă mitologizată în România. E văzut cu printr-o prisma naționalistă sau nostalgică, dar realitatea a fost mult mai complexă. Dar mai departe spune ceva universal despre cum este a fi cumva în afara societății. Era ceva în singurătate, vocea lui era ceva cumva singuratic, dar în același timp foarte lucid. Și a reușit să înregistreze acolo ceva adevărat despre situația lui și ce s-a întâmplat în jurul lui, într-o perioadă foarte haotică. Deci pentru mine am vrut să fiu mai aproape
cu autorul, de autorul. Nu mi s-a părut atunci o carte care poate fi publicată, mai puțin publicată cu succes. Și de fapt am rămas 7 ani cu cartea, n-am putut să publice și apoi a venit Penguin, mare noroc, sfârșit. Cu cartea lui Addie Scope și m-a impresionat și cartea asta. Deci de multe ori tu traduci ce îți place ție? N-am tradus mult, am tradus 3 cărți. Uh-huh. Asta de Mihal Sebastian și încă una mi-a cerut femeie și asta lui Schiop. Nu sunt traducător profesionist și nici nu pot să traduc repede. Ar fi mai bine să un scriitor bilingve este traducătorul perfect. Eu traduc foarte lent și... Și nu intenționez să traduc mult. Dar te-ai bucurat, desigur, când cartea lui Mihail Sebastian a avut succes, nu? Da, normal, da, da, da. A fost și momentul în care a fost publicat. Era după Brexit și Trump și sentimentul care revine dreaptă în toată Europa și nu numai. Și obsesie cu refugiați, minorități. Oamenii au devenit foarte sensibili la ce s-a întâmplat în anii 30 și prăbușirea democrației atunci. Și normal căutam o lecție despre de ce s-a întâmplat. Ce e firesc. Când traduci, mai apuci să scrii? Sau când te apuci de tradus o carte, gata, s-a terminat cu scrisul? Nu, prefer să scriu proza mea dimineața, să fie ocupație principală și tradus sau scris recenzii, alte chestii sunt pentru după amiază când mie somn. Tu locuiești la București, dar îți scrii cărțile în engleză și după aia apar în Irlanda sau în Anglia și după un timp sunt traduse în română. Deci se face un fel, un cerc, pornind de la București. Și, cum e procesul ăsta? Te contactează editura în momentul, editura românească în momentul în care dai cartea în Anglia sau... După... Da, da. După ce apare în engleză. Uh-huh. Da. După ce apare. Deci, cumva editurile te urmăresc ce se întâmplă în Anglia. Ca să... Bine, acum am o relație stabilă cu Polyrom și, uh-huh. Poate o să apară un pic mai repede în română, dar întâi sunt atent la carte cum o să fie. Uh-huh. În engleză, da. Ai încercat să citești traducerile tale în română? Cum ți se par? Da, am încercat. Prima carte a ieșit destul de bine. A doua, mai puțin. E cam stricată. Era și mai grea de tradus. Pentru următorul o să fiu mai atent. Uh-huh. Acest aspect și o să aleg un traducător bun. Deja vorbești foarte bine română. Nu ți-a trecut prin cap să traduci cărțile din engleză în română? Nu? Mi-e suficient de greu să scriu în engleză. Nu. Un traducător bun e ceva valoros și de fapt sunt puțin. Uh-huh. Da. Ai fost la un moment dat, acum câțiva ani, în Chișinău, când erau mari proteste prin Chișinău. Da, știu că tu erai șocat atunci, ai zis, astea nu-s proteste. Când am trecut noi și am văzut niște oameni care se uitau la o comedie cu Adam Sandler. Oricum, Republica Moldova e un spațiu mai super real pentru mine. Dar și îmi place aspecte de atmosferă din Chișinău.
Și mi se pare Republica Moldova cumva mai permeabil, mai deschis cumva decât România. E mai deschis pentru altă lume, mi se pare mai cum se zice, cosmopolit cumva. Bine, probabil depinde. Un loc bilingve, practic. Știu că asta e o mare problemă pentru românii naționaliști, dar pentru mine e interesant și că știu Rusia și îmi place foarte mult literatura rusă. Când mai vii pe la Chișinău? 2020 vreau să mă duc acolo. Acum că am prieten acolo, știi bine. Acum că ești înregistrat, dacă cumva te răzgândești, noi îți trimitem filmarea în care okay, ești 2020. Nu, asta, cu asta construim cult de personalitate și... La ce lucrezi acum? Sau, acum terminim cu o colecție de novele, carte de novele. Apare în engleză în 2020. Nici n-a fost anunțat în engleză, nu știe nimeni. Deci pot să vorbesc în română despre asta. Nu stric secretul. Da. Păi, poate o să ne citești ceva din ea când vii în Chișinău. Da. Filip, mulțumim foarte mult. Te așteptăm, desigur, la biblioteca din Chișinău. Ok. Și încercăm să și gătim ceva bun pentru tine când vii. Ok, bine, aștept. Mulțumim mult! Mulțumesc și eu!